Parlamentul a ratificat în a doua lectură acordul întocmit prin schimb de note dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul SUA privind terenul pentru construcția ambasadei SUA în Republica Moldova. Proiectul de lege a fost susținut de 55 de parlamentari. Conform documentului, noul complex al ambasadei SUA va cuprinde un parc public, va include porțile emblematice ale stadionului și construcția unui campus diplomatic de talie mondială, ce va demonstra puterea și rezistența parteneriatului dintre cele două țări ale noastre. Un campus diplomatic de talie mondială pe locul istoricului stadion republican din Chișinău. Noul campus va celebra parteneriatul pozitiv existent dintre Statele Unite și Republica Moldova, o relație care continuă de 3 decenii de la independența Republicii Moldova. În cadrul acestui nou proiect de campus, vor fi investiți peste 250 de milioane de dolari SUA pentru a construi un nou sediu al ambasadei, pentru a crea sute de locuri de muncă locale, pentru a sprijini afacerile locale și pentru a contribui la creșterea economiei moldovenești. Pentru a onora semnificația culturală a sitului și a istoriei sale ca spațiu de adunare publică, proiectul va include restaurarea porților emblematice ale stadionului, plasarea unor instalații de artă publică și crearea unui nou parc de care să se bucure orașul. Prima noastră prioritate va fi amenajarea zonelor verzi și asigurarea accesului la ele a comunității. Comunitățile profesionale americane și moldovenești vor colabora la noul proiect prin lucrări de arhitectură, inginerie, construcții, artă și conservare. Suntem dornici să aducem cele mai bune echipe de arhitecți, ingineri, constructori pentru proiectarea și construcția unei ambasade care să reprezinte angajamentul nostru față de poporul Republicii Moldova, să ofere o destinație culturală vibrantă orașului Chișinău și să ducă parteneriatul nostru diplomatic înfloritor într-un viitor luminos și promițător.